Am aici în lucru un indicator, un metru ampermetru cu un ADS 1115, adică un ADC pe 16 biți, mai degrabă un 15 biți cu semn, în fine. Oricum, nu mai vine lectorul Arduino care e pe 10 biți. Aici am șuntul. Și partea frumoasă că are un fel de meniu. Dacă apăs imediat, scurt pe butonul de schimbare, arată valorile mari, să zic așa, reglate. Aici, dată la o secundă, sunt puse niște valori aleatorii, temperatură, umiditate, temperatură curent, și el face calcul și la putere și măsoară teoretic și temperatura radiatorului. Dacă apăs mai lung pe o steluță, deci pot să fac configurare sau calibrare. La configurare apăs aici și am configurare valori de bază, șunt, de la 10 milioni până la 100. Când ajunge la minim, se duce la maxim. Și invers, să-l pun la 22, să zicem. 20. Tensiunea maximă. Curent maxim până la 5 ampere, am zis. E suficient pentru temperatura de pornire ventilator, adică începe cu o turație mică. Am zis de la 30 de grade până la 50. Temperatura pentru turația maximă, 55-75, critică, 80-90 și avarie, de la 95 la 110. Și acum intră în meniul normal. Dacă apăs aici, apar valorile care le-am setat. El o să fie memorat în NEPROM, dar acum e doar așa de simulare. Iar dacă apăs, ajung iar în programul lung și dau pe calibrare. Bine, aici e o glumă, nu e calibrare efectivă, o să fie tot din butoane. Adică o să pun 12V și o să reglez să am 12V pe afișaj. După aia să știu, am curent de 1A și îl reglez încât să am 1A pe afișaj. Cam asta ar fi. Deci cam asta este partea de un metru ampermetru cu ADS 1115. Cam asta e.